O delegație a Uniunii Internaționale pentru Cinema, UNICA, se află la Suceava pentru a vedea condițiile în care se va desfășura anul viitor cea de-a 78-a ediție a Festivalului Mondial de Film, UNICA. Noi ne-am gândit la Suceava în primul și în primul rând, pentru că domnul profesor Ieremia are, sau liceul Petru Vareș, are un cerc de film. Pentru că numai așa poți să faci un festival UNICA dacă ai condițiile necesare. Domnul profesor mi-a trimis o scrisoare de două pagini cu puncte de ce să facem UNICA la Suceava. Noi în comitet, în biroul executiv al Asociației Naționale am hotărât, propunem Suceava. Am fost anul trecut la domnul primar Rumbu și am discutat și s-a hotărât într-adevăr orașul Suceava. Se vede că am făcut o alegere foarte fericită. Eu personal, aproape emotiv, sunt când spun asta. Atâta sprijin n-am sperat să avem. La fel și Comitetul UNICA. Și președintele UNICA face parte din delegație și apreciază ca inspirată alegerea Sucevei pentru a găzdui festivalul de anul viitor. Ich bedanke mich für alle Gäste, im Namen aller meiner Freunde vom Komitee UNICA, dass wir hier diesen Raum, diesen Kulturamt der Stadt hier vertreten sein dürfen und wir sind überzeugt, Suceava wird ein ganz, ganz herrlicher Austragungsort für UNICA 2016. Domnul președinte mulțumește în numele Comitetului UNICA pentru primirea făcută aici la Suceava și este convins că este o localitate bine aleasă pentru a urmă primire. Pentru implicarea de care a dat dovadă în organizarea evenimentului de anul viitor, primarul Sucevei Ion Lungu a primit distincția de președinte de onoare al Comitetului de Organizare, alături de insigna aurită UNICA și două medalii. Acest festival UNICA, în afară de eveniment cultural, se dorește să fie și un eveniment de promovare a turismului. Nu întâmplător, și aici sigur că vreau să vreau puțin de emoțiile domnului profesor Ieremia, care este, era foarte îngrijorat zilele trecute, că nu sunt gata lucrările la Centrul Cultural Bucovina, la aeroportul de la Suceava. Între timp, cred că aceste emoții s-au mai diminuat. Domnul Matiaș a fost la fața locului și sigur vom merge și astăzi, atât la Centrul Cultural Bucovina, unde primăria, dați-mi voie să vă spun, chiar a pregătit o clădire de 3 milioane de euro și vom face inaugurare oficială, dacă doriți, în primul rând, cu acest eveniment care va avea loc în anul 2016, un eveniment foarte important pentru orașul nostru. De asemenea, și vom vizita de seară acest lucru, am reabilitat principalul monument turistic și de cultură, de patrimoniu al municipalității, care reprezintă cartea de identitate a orașului nostru, ceea ce ne referim la cetatea de scaun a Sucevei. Ideea organizării ediției de anul viitor a Festivalului Mondial de Film UNICA a plecat de la faptul că la Suceava, mai exact la Colegiul Național Petru Rareș, există deja un club de film cunoscut. Este vorba despre Video Art, club care are propria competiție de scurt metraje pentru amatori. Personal am o ambiție, iertați-mi, poate sună puțin cam pompos, cam nerealist, dar eu sunt profesor, sunt om de catedră și nimic altceva și am o dorință foarte mare. Vreau ca această formă de educație, care se cheamă filmul și care intră în categoria educației non-formală, să capăt un statut foarte bine definit în educația tinerilor, pentru că eu consider, asta este crezul meu de bază, că se poate face educație foarte serioasă, din foarte multe puncte de vedere, în sensul de multidisciplinaritate, cu anumite tineri care, în lipsă de alte preocupări, pot să facă asta și o pot face cu succes. Și doresc foarte mult ca această organizație UNICA, care, din punctul meu de vedere, este un lucru extraordinar, să promoveze pe mai departe această secțiune, pentru că festivalul acesta, cineva nu prea s-a spus foarte clar lucrul ăsta, are o secțiune care se numește Jeunesse și în cadrul căreia noi, cei de la Petru Rareș, am concurat. Dorim ca această secțiune să o promovăm, să o dezvoltăm și ne-am propus, printre altele, deocamdată este doar propunere, sper să fie și realizare, ca această secțiune, noi, România, măcar să o suportăm financiar pentru tinerii care vor veni din fiecare țară câte un tânăr, cel puțin. Sau măcar, așa, oficial, din fiecare țară un tânăr să se bucure de disponibilitatea de masă și cazarea din partea României. Cum va fi posibil lucrul acesta, urmează să vedem la vremea potrivită. Delegația de la UNICA are în program și în această etapă vizitarea locurilor de desfășurare a evenimentului, dar și traseele turistice pe care delegațiile străine, în număr de aproximativ 3-400 de persoane, le pot vizita pe perioada șederilor la Suceava. De aceste lucruri se va ocupa Centrul Cultural Bucovina. Prin Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale vom arăta
musafirilor noștri, participanților la congresul viitor, ce are mai bun pe lângă Suceava, unde domnul primar are cea mai mare implicare cu tot staful dumnealui, vom arăta și ceea ce este în județul Suceava, în primul rând, din punct de vedere cultural. Oaspeții noștri vor vedea un mic spectacol prezentat de artiștii noștri de la ansamblu Ciprian Porumbescu. Deci asta va fi doar o mostră ce are valoros județul Suceava în domeniul culturii. Veți vedea pe parcurs atât în vizita de zilele acestea, cât și la anul celor care vor veni, vor avea și vor fi, precizez, vor fi încântați de ceea ce are județul Suceava, de ceea ce are Bucovina în domeniul culturii și a turismului. Astfel, prin participarea la festivalul de anul viitor, delegațiile străine se vor putea întoarce în țările din care provin cu imagini și impresii pe care le culeg din Bucovina, regiune care ar putea fi o atracție turistică pentru ei.